Bună dimineața, 6 dimineața. Plecăm într-o nouă destinație. Am ieșit aseară. Am dormit 2 ore, 3 ore. Și mergem spre Colonia Express să luăm barca spre Uruguay, țara nouă. Călătoria mică de 50 de bani sau 40 de bani. Absolut toată lumea plătește și e accesibilă oricărui om. Via Express. Ultima șansă de gustări. Chinul se face super ușor, se scanează codul de bare și pormul dă biletul la acest ghișeu. Fără să mai... Nu, la acest aparat. A, de fapt, la acest aparat, fără să mai stai la ghișeu. Biletul costă undeva la 22 de euro, cel mai ieftin. Colonia Express. Plop. 30, pleacă la 9.45 ajunge. O oră și un sfert. Singurul care vă lua busul din Colonia spre Montevideo. 3 ore. E nu vrei să-i spui pasarii omii. Pe tine? Nu, pe tine. Magazin, exchange tot ce ai nevoie. Shop totul gratis. Uruguay. Ștampila de intrare s-o pune din Argentina. Să vedem dacă mai trebuie să arătăm și aici pașaportul. Nu prea cred. De 22 de euro avem inclus și busul până Montevideo, aproximativ 3 ore, 200 de kilometri. Bienvenidos! La prima impresie pare curat, nu sunt foarte multe gunoi aruncate. Totul la linie. Am dormit, am rupt 2 ore. Ne apropiem. Ce pasăre poate să zboare înapoi?
Colibri. Colibri. Foarte interesant în busul ăsta, că sunt o grămadă de întrebări. Să ține prins. Asta dacă te ajung. A ajuns la întrebarea numărul 95. Am ajuns să monte video, să montăm un video. Doña Coca. Suntem în zona Doña Coca. Am ajuns la terminalul Tres Cruces. Cât aproximativ 2 ore pe acest bus. Și acum trebuie să căutăm cazare, că nu ne-am luat nicio cazare. Ce este bine de știut, că în această gară este net gratuit. Nu la provizii pe drum, încât azi nu trebuie să vedem de la mâncare. Au mai rămas și bani din Argentina. Câteva mesaje, violența nu este un act de la Dumnezeu. Doar prin ochii mei se comunică durerea. Siento, am sentimente. Mesaj pentru cei care mănâncă porce. Grandes Montevideo. Am înțeles că Uruguay este cea mai scumpă țară din Sud America. Am găsit cazare cu 30 de dolari pe noapte, mai căutăm una. Cea mai este. Am mai găsit alt loc cu muzică electronică, foarte interesant. Gena mutanții nu prea arăta bine, n-avea nici chei la cameră și camera disponibilă era una de 4x4 cu 25 de dolari. Adică plăteam pentru 2x4, 25 de dolari. Chei la cameră și cu un coleg cu o brățară la picior. Arestat, care nu poate să părăsească zona sau nu poate să părăsești capitala, ceva zi. Întoarcem la mutanți, dăm cu 5 dolari mai mult, dar avem cameră privată. Siguranță. Și siguranță. Ordine. Ordine, că e o tipă din Brazilia. Care se ocupă de asta. Și sloganul Braziliei este ordine și disciplină. Casa mutanților. Ne-am instalat camera numărul 2 cu vedere la strada principală. Una de prosoape. Prosoape, a? Sunt o fiindcă. 100 de la 30 de dolari. Ia vezi. Fără prosoape. E, voilà. Am dormit jumătate de oră și am ieșit pe explorat. Ce arhitectură superbă! Se vinde din 78. Altă mașină de vânzare. Are și antifurt. Mergem la Habitat să căutăm bilete pentru carnavalul de mâine. Mâine și poimâine sunt niște desfilări. Iar biletele se iau de la aceste puncte Habitab, care se găsesc în mai multe zone din Montevideo. Am ieșit de la casa de bilete. Nu mai este niciun bilet disponibil pentru parada de mâine și nici de poimâine. Dar ne-a spus femeia, nu vă panicați că puteți să vedeți. Nu o să stați jos, dar dacă mergi puțin mai în spate, poți să vezi tot carnavalul. Deja am
sperăm că așa este. Vedem mâine ce și cum. Toate biletele date. Vreau până la urmă să mergem la o reprezentație, un concurs de murgas, nu știm exact ce semnifică, dar sunt niște școli participante, bănuim, care sunt în cadrul carnavalului, iar o reprezentație de 4 ore costă 350 de pesos. 9 euro. Dar nu aveam cash să plătim și cu cardul nu puteai să plătești. Și acum căutăm un exchange. Iar cursul pe care l-aveau, pentru că aveau și un curs de schimb, era mai mic decât cel din terminalul de busuri. Lacul artificial a fost construit între anul 1903 și 1904. Iar lângă, în față, este un castel care funcționează ca bibliotecă din anul 1935. Important, bibliotecă pentru copii. Până acum am întâlnit brazilieni. Am întâlnit 3 persoane azi care erau din Brazilia. Și acum locuiesc în Uruguay. O expoziție fotografică în față. Mergem la teatru de vară. Să vedem ce avem. Destul de iluminat orașul. Se simte aerul de apă. Fotografii. Ceremonia Kimbanda. Fotografii de anul trecut. Mișto. Astăzi de la Târgu și... Omul. Bun, bun. Asta cu femeia asta trebuie să fie iar mișto. Bun, bun. Târg, fix cum spuneam. Se observă fotografia de târg. Târgul vindecătorilor. Filozofie, știință, artă. Ce fântână! Târgul vindecătorilor. Ceremonia de lui piesă. Galben. Cu flori galbene. Am dat de târgul de joi. Produse de plajă. Suntem aproape de plajă. Flori. L-am fixare de Himalaya. Doña Coca. Nu avem mate, dar nu e nicio panică, am ajuns pe faleză. Din Montevideo. Prindem apusul. Putem să intrăm și puțin în apă dacă ne luăm sandalele în mână. S-a
Sau putem merge spre teatrul de vară, poate putem intra cumva. Poate de sus, prin poarta din spate. Hai până la teatrul de vară să vedem care e treaba. Sau ne băgăm picioarele în apă și după aia mergem. Ok. Ciao Ramirez! Te gândești că ar claxona un autobuz, dar de fapt e un parc de distracții în spate și sunetul e fix din parcul de distracții. Poți cu matele, la termos. Crezi că e rece? Foarte rece, zic e. Ce bine e, după căldura de azi. Se poate merge pe apă, nu? Wow, ce bună e apa! Se merge pe apă! Wow, ce am pus! De bun venit! Wow, ce am pus, am prins! Nu ne mai săturăm să ne tot uităm!